Steriana Sima a apelat la înaltul Teodosie pentru a face față morții lui Petrică Mâțu Stoian și a lui Benone Sinulescu. Ei și-au asigurat nemurirea prin muzica lor. Steriana Sima a fost invitată alături de Mariana Căpitănescu la emisiunea lui Măruță, unde au vorbit despre cum au făcut față trecerii în neființă a lui Petrică Mâțu Stoian și a lui Benone Sinulescu. Steriana Sima și Mariana Căpitănescu au fost invitate la emisiunea lui Măruță, unde artistele de muzică populară au vorbit despre cum au făcut față morții lui Petrică Mâțu Stoian și a maestrului Benone Sinulescu. Steriana Sima a mărturisit că suferința a copălșit-o și pe ea și pe Constantin Enceanu, motiv pentru care artista a simțit nevoia unei călătorii spirituale la Constanța, unde a participat la slujba de liturgie a înaltului Teodosie. De asemenea, Sima a menționat că trecerea în neființa a lui Benone Sinulescu a fost o altă lovitură, mai ales că artistul lui fusese coleg și mentor la ansamblul Ciocârlia. Mi-a fost foarte rău, toți eram terminați, ne uitam unul la altul și eram atât de paliz și nu mi-am revenit. Am dat fuga la Constanța la înaltul Teodosie și am participat la o liturgie. mi-am făcut o curățire, ca să pot să fac față. Noi când mergem la filmării simțim lipsa lui Petrică. Parcă ne uităm și așteptăm să apară. Azi lui Enceanu îi dă la crimile. Foarte trist pentru toți și foarte greu. El oricum și-a asigurat nemurirea ca neabeni. Și-au asigurat nemurirea prin capodoperele lor muzicale pe care le-au creat. Neaben mi-a fost coleg la Ciocârlia. Eu când am venit în garnitura aia de aur, neaben făcea parte, alături de Maria Ciobanu, doamna Butaciu, doamna Velicu, a mărturisit Steriana Sima.